Trei mașini au fost implicate într-un accident rutier ce a avut loc vineri dimineață în apropierea localității Dărmânești. Cauza producerii accidentului a fost o depășire pe linia continuă. Pur și simplu m-a trecut cu BMW-ul în fața mea și am intrat în el. Veneam normal spre Suceava. Dar ce se fac dacă l-a aruncat în fața mea? Un autoturism care circula dinspre Suceava a intrat în coliziune cu o altă mașină care venea din sens opus, cel mai probabil primul șofer intrând într-o depășire neregulamentară. Din acest impact, una dintre mașini a fost proiectată într-un alt autoturism care venea dinspre Siret. Ancheta poliției este în curs de desfășurare. Pasagerii răniți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Un bărbat de 66 de ani a condus pe DN2 autoturismul marca Fiat Panda din direcția Suceava spre Siret, iar în zona intersecției cu localitatea Dărmânești a pătruns pe contrasens, a intrat în coliziune cu un autoturism marca BMW condus din sens opus de un bărbat de 30 de ani. După impact, autoturismul marca BMW a fost tamponat de un alt autoturism marca Renault Megane condus din direcția Siret spre municipiul Suceava de o femeie de 62 de ani. În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală a 4 persoane. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, însă le-au fost prelevate măsuri biologice pentru stabilirea alcoolemiei. După producerea evenimentului, traficul rutier a fost blocat aproximativ o oră. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă pentru conducătorul auto de 66 de ani.